Starea mea e numai despre Iisus, cerescul fiind al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să mi-nșteargă, întreaga Yeah.
Este Domnul Iisus Hristos. În rănile Lui suntem tămăduiți, vindecați, iertați și salvați. Fie binecuvântat numele Domnului Iisus Hristos, Cel care a fost pus într-un mormânt, dar moartea nu L-a putut ține, pentru că n-a avut păcat. Fie binecuvântat numele Lui Dumnezeu și pentru că suntem în seara aceasta aici, Îl onorăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Numele Lui Dumnezeu să fie onorat. Iubiți credincioși, frați și surori, vrem să ne închinăm Lui Dumnezeu, să cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu pentru seara aceasta și momentele acestea cât le petrecem împreună în casa Lui Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze întreaga adunare, pe toți cei prezenți, pe toți cei care ne urmăriți. Dumnezeu să lase binecuvântarea și prezența Sa peste noi toți. Într-un gând de smerenie, de recunoștință, de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu și de reverență față de actul măreț al jertfei Domnului Iisus Hristos, să ne rugăm împreună cerând binecuvântarea și harul lui Dumnezeu pentru slujba din seara aceasta. Să ne rugăm Domnului!
Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 21. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 21. Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, ziua de astăzi continuă să fie o zi de sărbătoare și un moment în care ne aducem aminte pe această axă cronologică a evenimentelor de moarte Domnului Iisus Hristos. Desigur, și în secolul primar, vedem în textul pe care l-am citit, și în ziua de astăzi, pentru mulți, o moarte atât de umilitoare precum cea pe care Domnul Iisus Hristos a suferit-o, este un semn al slăbiciunii umane. Un semn al slăbiciunii, nici de cum un semn al puterii. Mulți din vremea respectivă se așteptau de la Domnul Iisus Hristos la cu totul și cu totul altceva decât ceea ce a făcut El. Însă, comparativ cu așteptările oamenilor, Domnul Iisus Hristos a făcut ascultare de Tatăl pentru că trebuia să se plătească cu o moarte pentru păcatul omenirii. Nu a împlinit așteptările oamenilor, ci a împlinit așteptările Tatălui. Când vorbim despre moartea Domnului Iisus Hristos și ne referim la noi acum, există și un drum al nostru pe care trebuie să-l parcurgem urmând modelul Domnului Iisus Hristos. Iisus a murit pentru păcatele noastre și așa cum spune Pavel și în alte pasaje, de data aceasta trebuie să urmăm și noi în moartea lui Hristos, care pentru noi înseamnă un gest de ascultare față de Tatăl. Cum Hristos a ascultat de Tatăl și a murit ca să ne salveze pe noi, trebuie să urmăm și noi la rândul nostru, acum în gestul ascultării noastre de Dumnezeu. Desigur, aici intră pocăința, lepădarea propriilor ambiții, interese, a omului vechi, dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou. Dar un lucru deosebit pe care Dumnezeu ni-l promite este acela că în El avem toate resursele. În moartea, în învierea Domnului Iisus Hristos, avem toate resursele de care are nevoie un om ca să trăiască o viață schimbată. Însă un gest care pentru foarte mulți dintre noi este greu, pe care omul trebuie să-l facă, este acela al ascultării de Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este foarte clară pentru noi și putem să mărturisim lucrul acesta. Resursele care vin din partea lui Dumnezeu, prin Duhul care este trimis în lume, sunt nelimitate. Harul lui Dumnezeu este mare pentru noi. Însă, de foarte multe ori, între resursele nelimitate ale lui Dumnezeu și viața noastră care trebuie să continue să se schimbe, stă în cale ca o barieră ascultarea, sau mai bine zis neascultarea noastră. De cele mai multe ori între biruință și eșec este cât de mult reușesc să ascult, să-mi supun voința mea voinței lui Dumnezeu. Nu ni s-a întâmplat de foarte multe ori să înțelegem oarecum în mintea noastră, în inima noastră, care este voia lui Dumnezeu pentru noi, care este calea pe care Dumnezeu vrea să o urmăm, dar să simțim că ne este atât de greu ca să ascultăm. Ne este atât de greu să ne supunem, așa cum Iisus și-a supus întreaga voință voii lui Dumnezeu de a merge spre moarte și apoi spre înviere, și noi trebuie să ne supunem voința și ascultarea noastră înaintea lui Dumnezeu ca să putem parcurge același drum pe care l-a parcurs Hristos, adică prin moarte față de sine și în înviere mai apoi, desigur, spre glorificare. Aș vrea să facem o rugăciune în care să rugăm pe Dumnezeu ca, cu prilejul acestor sărbători, să însămânțeze în noi mai mult, prin Duhul Său, un duh de ascultare și de supunere față de voia lui Dumnezeu. Este fundamental, este foarte important. Dacă noi suntem încăpățânați în relația noastră cu Dumnezeu, să știți că de cele mai multe ori Dumnezeu nu va interveni cu forța. Nu va interveni cu forța, pentru că ne iubește și aș putea spune chiar că respectă cumva demnitatea umană prin care omul este călăuzit în sensul că este informat, îi se trimit mesaje din partea lui Dumnezeu prin tot felul de căi, dar Dumnezeu așteaptă
un gest al ascultării, ca în cazul lui Avram. Dumnezeu i-a spus tot ce avea să facă, dar trebuia un gest al ascultării, ca să apară din partea lui Avram. Un gest al, un acord. Da, Doamne, sunt de acord, vreau să umblu pe calea asta. Ascult de Tine, îmi supun ființa și vreau să umblu pe calea aceasta. Este unul dintre cele, sunt, aceste lupte sunt unele dintre cele mai mari lupte pe care le dăm cu noi înșine. Ascultarea noastră față de voia lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm în sensul acesta. Doamne, Te rugăm frumos, dă-ne o inimă ascultătoare. Știm de multe ori care este voia Ta, dar vedem în noi o stare de răzvrătire și de neascultare de foarte multe ori. Ajută-ne ca cu prilejul acestor sărbători în care ne aducem aminte de ce ai făcut pentru noi și cum Te-ai supus Tu înaintea lui Dumnezeu Tatăl, să ne ajut și pe noi să ne supunem în voia lui Dumnezeu înaintea Lui. Haideți să ne rugăm, Domnul. Și mărire numelui Tău în veci, în veci să fii slăvit. Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să recitesc ultimul verset citit de fratele Sorinel. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci,
este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc versetul 7 din 1 Ioan capitolul 1. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Amin. Iubiți frați, iubite surori, Dumnezeu ne-a dat harul încă într-un an, încă o dată, să participăm împreună la această sărbătoare minunată. Săptămâna patimilor, săptămâna în care Domnul Iisus Hristos a vărsat sângele pentru noi. A fost bătut, a fost disprețuit, a fost răstignit, a murit pe cruce pentru noi. Sângele lui Iisus Hristos are putere. De-a lungul veacurilor, în sângele lui Iisus Hristos, mulțimi de oameni au fost salvați, au fost iertați, au fost vindecați. Noi personal suntem o mărturie astăzi, în vremea noastră, și încă sângele lui Iisus Hristos are putere să vindece, să ierte, să spele, să curățească, să elibereze. De aceea aș vrea în această seară să ne rugăm împreună Domnului, cerând protecție în sângele Domnului Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, din 1 Ioan ne spune că dacă avem părtășie unii cu alții, dacă umblăm în lumină, adică dacă avem o relație bună unii cu alții și o relație bună cu cerul, sângele lui Iisus Hristos ne curățește și devenim curați. Aia nu se întâmplă doar o dată pe an, o dată în viață când te-ai botezat, ci avem nevoie de curățire în sângele lui Iisus Hristos ori de câte ori păcătuim, ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de o întâlnire cu Domnul doar o dată în viață și atunci să încheie legământ cu El și gata. Ci noi avem nevoie de o relație permanentă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în seara aceasta suntem aici. Și aș vrea să conștientizăm lucrul acesta și fiecare să fim conștienți că sângele lui Iisus Hristos, reprezentat în chip simbolic în Vechiul Testament prin sângele mielului, cu care au fost uns ușorii ușii, pragul de sus, lateral dreapta, lateral stânga, nu jos. Sângele acesta i-a păzit, i-a ocrotit pe evrei de îngerul morții. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește, sângele lui Iisus Hristos ne ocrotește. Avem nevoie de El, dar repet, sângele lui Iisus Hristos este pentru acei ce trăiesc în lumină, au părtășie unii cu alții și au părtășie cu cerul. Doar acolo, doar acolo sângele lui Iisus Hristos ne salvează. Am o familie de prieteni buni, suntem prieteni de mulți ani. Înainte să-i cunosc eu ca prieteni, oamenii aceștia au avut o decădere spirituală. Au fost plecați în Italia câțiva ani de zile și acolo au avut așa o cădere spirituală. Au mers la adunare mai rar, au muncit foarte mult ca să se realizeze, s-au întors înapoi în țară și au făcut o casă mare și luxoasă undeva în Bucovina și mergeau la adunare mai rar. Părtășia lor lăsa de dorit în multe lucruri. Într-o seară, într-o dimineață, mă scuzați, când sora pregătea mâncarea pentru copii acasă,
În bucătăria ei a intrat o ființă hidoasă, urâtă. Și a zis, am venit să-ți iau viața. Pentru că purtarea ta e nedemnă și ești a mea. Dar pentru că ai fost dusă la binecuvântare, nu pot să o fac. Nu mi se dă dreptul să o fac. Dar mă duc și am să-l omor pe soțul tău. Și timp ce s-a întors cu spatele ființa hidoasă la ea, i-a zis, sângele lui Iisus Hristos. Și el s-a întors așa la ea, ironic, și a zis, care sânge? A cui? Tu de 11 luni tu nu te-ai împărtășit. Și de ce vorbești de sângele Domnului? Frați și surori, ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne ocrotească, să ne păzească, în vâltorile vieții, în problemele vieții, noi avem nevoie de părtășie cu Domnul și unii cu alții. Avem nevoie de o relație strânsă cu Domnul și atunci sângele lui Iisus Hristos ne curățește și suntem curați în sângele Lui și sângele lui Iisus Hristos ne ocrotește și ne păzește pe noi și pe copiii noștri. Haideți să cerem de la Domnul două lucruri. Doamne, ajută-ne să avem o relație bună cu Tine. În seara aceasta ne rugăm. Nu vrem să fie doar o sărbătoare, doar o întâlnire de tradiție, tradițională, de vinerea mare, nu. Am vrea să ne amintim că Iisus Hristos a dat sângele pentru noi și sângele Lui a curs pentru mine și pentru dumneata, oricare ai fi aici. Și sângele acesta ne curățește, ne protejează doar dacă noi avem părtășie, dacă umblăm în lumină și avem părtășie. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să ne ajute să rămânem în părtășie unii cu alții, să trăim în lumină și sângele lui Iisus Hristos să ne curățească și să ne protejeze. Amin.
lăudat rostul vieții, te-am ajuns rob acestor căutări. Dar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mare îndură. Ieșesc pentru veci tot trecutul prin sângele curs pe Calvar. Mi-am schimbat Isaia spune în capitolul 53 de la versetul 3 următoarele despre Domnul Iisus, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre.
zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin. Iubită adunare, frați și surori, iubiți credincioși, dacă suntem în seara aceasta, în harul lui Dumnezeu și în mântuirea Lui, și am fost făcuți copii ai lui Dumnezeu, aceasta se datorează jertfei glorioase a Domnului Iisus Hristos. Nimeni și nimic n-ar fi putut să plătească prețul pentru noi decât sângele nevinovat al Fiului lui Dumnezeu. Vreau în seara aceasta, momentele următoare, să lăsăm ca inima noastră să se deschidă înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru harul nespus de mare al jertfei sale care a acționat și în dreptul nostru și să-L lăudăm pe Domnul pentru aceasta și să-I mulțumim din toată inima, să ne rugăm Domnului. Acum și în veci de veci. Amin. Pentru câteva momente vă invit să reocupați locurile, vom continua rugăciunea noastră și pentru că săptămâna aceasta e o săptămână în care ne-am adunat de mai multe ori împreună pentru rugăciune, pentru meditație, pentru părtășie, vreau să continuăm firul acestei săptămâni, săptămâna patimilor. Seara sau ziua în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Aș vrea să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, amintindu-ne de nevoile altora. Să ne amintim de frații și surorile noastre care locuiesc în țara vecină sau care poate ar fi trebuit să locuiască în țara vecină și au luat drumul pribegiei pentru frații ucrainieni. Dumnezeu să-i cerceteze, Domnul să le dea și lor mângâiere în aceste zile de grea încercare. Să ne rugăm și în rugăciunile noastre să purtăm împreună cu ei simțirea noastră înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm pe Domnul să oprească războiul acesta, suferința acestei națiuni și Domnul să se îndure și să binecuvânteze. Vom continua să ne rugăm, așa după cum avem în săptămâna aceasta rânduit, pentru un grup de familie pe care le avem.
Și aș vrea să le reamintim: Damian, Rafael și Daniela, Damian, Teodora, Dancio, Ovidiu și Cecilia, Dancu, Floare, Daniliuc, Tabita, Diac, Lucian și Daniela, Decean, Estera. Dumnezeu să binecuvânteze aceste familii cu îndurarea sa, cu binecuvântarea sa și cu tot ceea ce au nevoie înaintea lui Dumnezeu. În ce privește lucrarea de misiune, biserica noastră este angrenată și în săptămâna aceasta în rugăciune. Ne vom ruga pentru Amos și Teia, care slujesc într-o țară din Asia de Sud-Est. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i însoțească în lucrarea și în slujirea lor, Domnul să-i ocrotească, să-i protejeze și să-i facă să fie eficienți în lucrarea și în slujirea lor. De asemenea, ne vom ruga pentru misiunea și pentru lucrarea de plantare de biserici în spațiu românesc, între granițele României. Dumnezeu să binecuvinteze misiunea Areia. Vom continua să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu ca în orașele în care nu există biserici penticostale, în anii următori, toate localitățile și orașele să aibă în ele dezvoltate și plantate biserici penticostale. Continuăm să ne rugăm pentru frații și surorile noastre care sunt în suferință. Lista cu bolnavi am vrea să fie afișată și, privind spre ea, să ne alegem poate câteva nume și să ne rugăm Domnului pentru ei. Să ne rugăm pentru creștini persecutați, să ne rugăm pentru țară, protejarea țării noastre. Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina, Dumnezeu să binecuvânteze Israel, Dumnezeu să binecuvânteze lumea întreagă. Și pe noi, când stăm la rugăciune, să ne rugăm cu credință. Din toată inima ridicați în picioare, vom continua să ne rugăm Domnului.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să vă salutați unul pe celălalt, să vă urați un cuvânt de binecuvântare și apoi vă invit să reocupați locurile. Salutăm întreaga adunare, pe cei prezenți, pe cei care ne urmăriți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să lase har și îndurare mai departe peste slujba pe care o avem aici pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Corul bărbătesc va aduce pentru slava Domnului o cântare, apoi fratele Simianța, urmat de Luca Pitariu, cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze, și apoi vom continua slujba din seara aceasta, Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste noi toți. Amin. A fost câștigat.
dat pentru mine întâi. Victoria prin el am primit-o, glorie lui pentru veci am înviț. Dar s-a I'm ajutat salvarea s-o găsească.
cea de veci ca să-i îndrum. Câți oameni am întors la calea dreaptă, câți oameni înspre cer am îndreptat. Mă-ntreb, am dat eu ce și eu amin la cântarea fratelui Lucas și a tuturor celor care
v-ați închinat prin cântare, Dumnezeu pe tot să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Aș vrea să vă reamintesc că următoarea slujbă în casa Domnului este în ziua de duminică, când vom serba împreună sărbătoarea Învierii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, începând de la orele 10, după amiază de la orele 18. Luni, fiind a doua zi a sărbătorii Învierii Domnului Iisus, vom fi din nou prezenți la casa Domnului de la ora 10. Am vrea să ne reamintim faptul că duminică vom avea o colectă specială, întinzând o mână de ajutor pentru o familie care trece prin necaz. Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să dea sănătate și Domnul să vă binecuvinteze pe toți cei care sprijiniți lucrarea aceasta. Vom continua să ne închinăm Domnului pentru seara aceasta, cu partea Domnului, cu dărnicia noastră, cu darurile de bunăvoie, cu tot ce vrem să dăm pentru Domnul și lucrarea Lui, timp în care lăudăm pe Domnul cu o cântare. După aceasta, fratele Costi Calbu ne va împărtăși cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ca să fie pe ierta și mâna.
slăvit să fie Domnul! Vă rog să deschideți împreună cu mine la cartea Luca, capitolul 22, să începem citirea de la versetul 39 până la 44. Cartea Luca, capitolul 22, să începem citirea de la versetul 39. În liniște să citim cuvântul scris, care este autoritatea supremă a lui Dumnezeu pe pământ. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând: Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși nu voia mea, ci a ta. Totuși facă-se voia, totuși depărtează de la mine paharul acesta, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea îi se făcea ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și de la Isaia, capitolul 53, versetul 4 și versetul 5: totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-au luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Amin. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Frați și surori, vreau să avem o continuitate ceea ce s-a vorbit aseară. În seara aceasta vreau să avem o continuitate și vreau să arăt în câteva argumente scripturale cea mai neagră zi din istoria umanității. A fost ziua de vineri, cea mai neagră. Într-adevăr, este numită săptămâna patimilor, de duminică și până la ziua învierii. Dar cea mai neagră zi pentru Domnul nostru Iisus Hristos, care vreau să vă aduc câteva argumente din Scripturi, a fost vineri, pentru că vineri Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în agoniile morții. Vineri Domnul nostru Iisus Hristos a fost judecat. Vineri Domnul nostru Iisus Hristos a fost trădat, a fost crucificat. Totul s-a petrecut într-o zi de vineri. Vreau să reamintesc, de fapt să arăt doar câteva lucruri, ce s-a întâmplat duminică foarte interesante, când Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. S-a serbat, știu că duminica trecută a fost intrarea Domnului nostru, serbarea intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Vreau să arăt doar trei argumente foarte interesante ale intrării Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog să puneți în Matei, capitolul 21, versetul 10, e foarte interesant versetul acesta. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Cetatea Ierusalim, atunci când Domnul Iisus a intrat, pe vremea Domnului nostru Iisus Hristos, spune istoricul Flavius, era aproximativ 400.000 de locuitori. Cineva spunea că atingea 600.000, să zicem, să luăm cifra cea mai mică, 400.000. Toată cetatea, vă rog, mai lăsați versetul acesta, toată cetatea s-a pus în mișcare. Fraților, a fost doar o mișcare, dar n-a fost o trezire. Mișcările religioase niciodată nu produc trezire, pocăință. Mișcările religioase întotdeauna produc revolte. Și întrebau, cine este acesta?
Păi cum adică cine este acesta? Păi 3 ani și jumătate Domnul Iisus a fost neobosit. Neobosit în lucrare. El mergea din cetate în cetate, din loc în loc. Nu a existat cetate în care Domnul nostru Iisus Hristos să nu meargă. Nu a existat, zice evanghelistul Ioan, ultimul verset din capitolul 21, versetul 25, să nu-l puneți, că dacă s-ar scri semnele și minunile pe care Domnul le-a făcut, n-ar încăpea cărțile în toate bibliotecile din lumea aceasta. S-a scris numai esențialul în ce privește mântuirea. Un alt lucru, ce s-a petrecut, puneți versetul 13, nu, versetul 12, puneți, din același capitol, vrem să arătăm. Iisus a intrat în templul Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei, dați versetul următor, și le-a zis, este scris. A luat un citat, Domnul nostru Iisus Hristos, din cartea Isaia, capitolul 56, versetul 7, e un citat, profeție de Isaia, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Fraților, până atunci casa, numit templu, era o casă de ceremonii ale jertfelor. Acolo se aduceau jertfe, nici de cum nu era până atunci o casă de rugăciune. De atunci Domnul Iisus schimbă destinația casei. O face casă de rugăciune. Și un alt lucru foarte interesant, versetul 14, următorul verset, niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Fraților, vreau să vă arăt, sunt 3 versete în Sfânta Scriptură, știți că orbii și șchiopii n-aveau să intre, nu avea voie să intre în templu? Știți cine a dat decretul acesta? Vreau să puneți 2 Samuel, capitolul 5, să citim versetul 6, 7 și 8. 2 Samuel 5, să citim versetul 6. 2 Samuel 5, versetul 6. Vă rog, puneți-l pe monitor. Vă rog, uitați-vă toți la el, împăratul, e vorba de David. Împăratul a mers cu oamenii asupra Ierusalimului, împotriva ebusiților, locuitorii țării. Ei au zis lui David să nu intre aici, căci și orbii și ologii ți se vor împotrivi. Prin aceasta voia să spună că David nu va intra cu niciun chip aici. Versetul următor, dar David a pus mâna pe cetătuia Sionului, aceasta este cetatea lui David. Și versetul următor, David zisese în ziua aceea, oricine va bate pe ebusiți, să arunce în canal pe șchiopi și pe orbi. Pe șchiopi și pe orbi aceia care sunt vrăjmașii lui David. De aceea se zice, orbul și șchiopul să nu intre în casa Domnului. Domnul Iisus desfințează decretul casei regale a lui David. David a dat un decret al casei regale. A spus, niciodată în templu n-are ce căuta. I-a dat de grijă lui Solomon, nu au ce căuta. Însă Domnul Iisus desfințează, schimbă destinația templului, o face casă de rugăciune, din casă de ceremonii, de jertfe, și atunci primește orbii și șchiopii acolo și îi vindecă. Binecuvântat să fie Domnul. Vă spuneam eu cu altă ocazie, noi avem nevoie de moartea Domnului nostru Iisus Hristos pentru iertare și vindecare. Și avem nevoie de învierea Domnului nostru Iisus Hristos ca să putem trăi o viață de sfințire și o viață de curățire. Noi nu putem fără mijlocirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că la prima cădere, la prima dezamăgire, la prima prăbușire, diavolul ne-ar încătușa și niciodată n-am mai putea să ieșim de acolo. Dar revin la prima idee, avem nevoie de moartea Domnului Iisus să putem fi iertați și să putem fi vindecați.
Mi-aduc aminte când eram la Botoșani, nu știu dacă ați auzit de fratele Coroamă Dumitru de la Bicovul de Sus. El a trecut la Domnul de mult timp, mai bine de 10 ani, a trecut la cele veșnice, dar a fost un om foarte dăruit, avea un dar, omul ăsta de a cânta, rar în viață mi s-a dat să întâlnesc oameni care să aibă un dar de a cânta. Dumnezeu l-a chemat, a avut o chemare specială să cânte și să vestească cuvântul Domnului. La cântarea lui, într-o sâmbătă seară, pe mine Domnul m-a vindecat, la cântare. Odată Domnul m-a vindecat la poezie. Nu vă vine să credeți, dar eu vă spun în frică de Domnul. Când fratele Aurel Lăzăroaie de la Timișoara a spus o poezie, am trăit poezia aceea și Domnul s-a atins de mine. Orice atingere a Domnului este datorită faptului că el deja a purtat durerile noastre. Și fratele Coroamă ne-a povestit, într-o sâmbătă seară, fraților, eu am fost actor de meserie. Dumnezeu m-a adus printr-o suferință foarte, foarte mare. Am avut o boală incurabilă, nevindecabilă. Eram la București. Eram în stare deosebit de gravă. Și atunci m-au vizitat mai mulți creștini și mi-a spus, șansa ta este numai la Dumnezeu. Și el s-a gândit într-o noapte, Doamne, dacă șansa mea este la tine, te rog din toată inima, atinge-te și de mine și eu te voi sluji. În momentul acela, spunea el, era cu cearșaful peste cap și se ruga. În momentul acela a apărut Domnul Iisus. L-au întrebat frații, după ce ți-ai dat seama că este Domnul Iisus? A apărut Domnul Iisus în calitate de fiu al omului care purta o cunună de spin pe cap. Și în momentul acela, Domnul s-a apropiat de el și i-a luat mâna dreaptă și a zis că la mâna mea dreaptă, între aceste degete, stătea un spin foarte adânc. Și Domnul atunci a scos spinul și l-a pus pe coroana, la coroana lui. Și a spus, ți-am luat durerea ta și am pus-o asupra mea. Binecuvântat să fie Domnul. Orice vindecare vine numai de la Domnul, slăvit să-i fie numele în vecii vecilor. Eu știu că v-am mai spus și vreau să mă repet pentru cei ce n-au fost prezenți, bine că asta a fost cu ceva timp, mai mult timp în urmă. Am fost odată la o mormântare dincolo de zona Dorohoi, într-o localitate foarte mică. Murise o soră, plecase la Domnul, o soră credincioasă și dăruită, și în timpul procesiunii înmormântării la groapă, a venit din mulțime o persoană care era un pic sub influența alcoolică, el a strigat cu voce tare că vrea botezul. Un om de ordine, slujitorii, a spus, du-te la el pentru că nu știe ce spune și liniștește-l, trage-l un pic deoparte. Și a zis, domnule, stai un pic, aici e mormântare, aici e altceva. Vorbești la urmă cu slujitorii și a vorbit la urmă cu unul dintre slujitori. Și a spus, cuvântul din ziua aceasta pe mine m-a mișcat foarte mult. Eu vreau să închei, să iau botezul și să mă împac cu Domnul cât mai urgent. Vreau cât mai urgent, vă rog. El mai participase la întâlniri de adunare, dar nu i-a mișcat Domnul inima ca și până atunci. Și a spus, domnule, uite ce, noi nu dăm botezul așa de rapid. La insistențele lui, i-a dat botezul cam la 2 săptămâni. Pentru că a fost insistent, pentru că s-a ținut, pentru că el a stăruit, i s-a dat botezul. La 1 lună de zile s-a îmbolnăvit. A fost internat Spitalul Municipal Dorohoi. La câteva zile în Spitalul Municipal din Dorohoi a spus, noi nu avem ce-i face, e în stare deosebit de gravă, îl trimitem la Spital de Specialitate din Iași. Spitalul de Specialitate din Iași,
când a ajuns acolo, la scurt timp a căzut în comă, profesorul de acolo, care l-a luat în primire, i-a spus, pregătiți-vă, mai sunt ore sau cel mult zile, dar ore cred că mai sunt. În momentul când el era în comă, fratele nostru, a apărut Domnul Iisus la el. Și a spus în felul următor, zilele tale trebuia să se termine astăzi, în clipa aceasta. Dar pentru că inima ta ți s-a mișcat la cuvântul meu, dar pentru că tu ai stăruit și te-ai apropiat, ai făcut pașii, eu, a spus Domnul Iisus, mă apropii de tine și te vindec. Prin rănile mele, i-a spus Domnul, ultima frază, prin rănile mele tu ești tămăduit. Și în momentul acela s-a ridicat în picioare. O asistentă care avea grijă de mulți moribunzi, speriată, s-a ridicat în picioare, a strigat cu voce tare, a înviat un mort! Și a venit profesorul, ce s-a întâmplat? S-a atins Domnul de mine, profesorul, știința medicală, stai un pic, noi trebuie să te analizăm, să vedem ce s-a întâmplat cu tine. Toate analizele lui au ieșit bune și în câteva zile i-a dat drumul acasă. Fraților, funcționează, prin rănile lui suntem tămăduiți. Slăviți să fie Domnul! Dacă această soră, care noi ne-am rugat și aseară și astăzi, eu cred că Domnul se va atinge de ea, să știți. Numele lui să fie binecuvântat în veci. Și acum vreau să mă reîntorc, vă rog să mai repuneți o dată, să arăt trei lucruri. Mai puneți încă o dată Luca capitolul 22, versetul 44. Vreau să mă citim încă o dată de aici, vreau să arăt trei lucruri aici. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Fraților, noi nu înțelegem cum vine lucrul acesta. Domnul Iisus, acolo în grădină, grădina Ghețimani, a fost una dintre cele mai grele nopți, cea mai grea noapte. Și uitați-vă în rugăciunea Domnului Iisus, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Fraților, cred din toată inima mea, nu mă îndoiesc niciun pic, am deplină convingere, nu de 100%, de 200%, dublă convingere. Paharul pe care Domnul Iisus l-a văzut în fața lui, nu face parte, nu reprezintă suferințele. Pe Domnul Iisus nu l-a îngrozit suferințele. Pe Domnul Iisus nu l-a îngrozit biciul roman. Biciul roman era de așa natură că la biciul roman, în vârful al biciului, erau niște metale tăietoare, cum da romanii. Soldații romani cu acel bici trebuia să rupă carne de pe ei. Nu l-a îngrozit biciul roman. Pe Domnul Iisus nu l-a îngrozit crucea. Pe Domnul Iisus nu l-a îngrozit coroana de spini. Nu l-au îngrozit hulele, batjocorile. Nu l-a îngrozit lucrul acesta. Și ce l-a îngrozit pe Domnul Iisus? Paharul care era toate păcatele, toate fără de legile, care era în paharul acela. Știți că Domnul Iisus a trebuit să se facă păcat. Dacă puneți 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. Asta era cel mai greu. Sudorile lui făcuse ca niște picături mari de sânge. Îmi imaginez acolo, în grădină, a venit diavolul. Știți că Domnul Iisus a fost ispitit în toate felurile? Ne arată chiar, dacă puneți, vă rog să puneți cartea Evrei, capitolul 4, versetul 15, Evrei 4, versetul 15,
citim versetul acesta, că ce n-avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Îmi imaginez acolo în grădină când el se ruga, a venit diavolul. Așa face diavolul. Diavolul nu vine când ești pe munte, vine când ești în vale, când ești doborât. Și mi-am imaginat, Fiul lui Dumnezeu, pentru cine faci tu sacrificiul acesta suprem? Faci pentru Iuda? Iuda te-a trădat! Iuda, el te-a vândut! Faci pentru Petru? Petru te va vinde. Petru, el te va trăda. El se va lepăda de 3 ori de tine, cu jurăminte. O faci pentru ucenici? Toți ucenicii te vor părăsi. Domnul a iubit. Știți până unde? Până la capăt. Asta înseamnă iubire necondiționată. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Al doilea lucru care vreau să-l arăt în seara aceasta, Domnul Iisus a fost supus la 2 tribunale supreme. Primul tribunal suprem, tribunalul suprem iudaic, numit Sinedru. Marcu, m-am uitat în cele 4 evanghelii astăzi să văd care arată cel mai clar, arată Marcu, vă rog să puneți Marcu, capitolul 14, versetul 53. Marcu arată cel mai clar lucrul acesta. Pe Iisus l-a dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii, erau Sinedru, tribunalul suprem iudaic, care era alcătuit din 71 de membri în frunte cu marele preot. Marele preot lua decizia, ăsta era ca un judecător. Tribunalul suprem iudaic au căutat mereu să-l învinuiască. Vreau să puneți tot din același capitol, puneți versetul 60, vreau să citim versetul 60, din acela, atunci marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării și a întrebat pe Iisus și i-a zis, nu răspund nimic ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Dați versetul următor, Iisus stătea și nu răspundea nimic, marele preot l-a întrebat și i-a zis, ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Dați urmă, da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Și versetul următor, atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ce nevoie mai aveți de martori? Și încă un verset. Și au zis, ați auzit hula, cum vi se pare, toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Tribunalul suprem iudaic condamnă la moarte prin hotărâre definitivă și irevocabilă pe cel mai nevinovat om al tuturor timpurilor. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Tribunalul suprem ceresc condamnă la moarte prin hotărâre definitivă în alta curte de casație și justiție a cerului. Condamnă la moarte pentru că așa am citit în Isaia 53. El era zdrobit pentru păcatele noastre. Binecuvântat să-i fie numele. Hai să citim. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. În momentul acela de răscruce, de asta am spus că a fost cea mai neagră zi din istoria lumii. Vinerea aceea, când în cer s-a ținut judecata, toate arhivele cerului s-au deschis. Și Dumnezeu a trebuit să condamne ori omenirea, ori
pe Fiul Său. Trebuia să condamne pe cineva, ori omenirea, ori pe Fiul Său. În sensul acestui, eu mai am un verset de acoperire, este cel mai bun verset care l-am găsit, este în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 31, Domnul Iisus vorbește în contextul suferințelor, acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Atunci când Domnul Iisus era pe cruce, avea loc judecata. Dreptatea lui Dumnezeu trebuia să o osândească omenirea. Și dreptatea lui Dumnezeu a fost mulțumită, împlinită, satisfăcută, căzând pedeapsa lui, dând-o peste o singură persoană. Și aceasta a fost persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Fraților, nu exista altă soluție, nu exista altă modalitate de salvare decât cineva să moară în locul nostru. Dacă nu, trebuia să murim noi, omenirea întreagă. Nu știu dacă mai exista planeta aceasta pe orbită. Al treilea lucru, Domnul Iisus pe cruce, când a stat pe cruce, ne zice Biblia că a fost o eclipsă totală de soare timp de 3 ceasuri, niciodată în istorie. N-a mai fost să se întunece soarele de la soarele atâta de mult și acolo pe cruce, Domnul Iisus, când a strigat Eli, Eli, lama sabachthani, care înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Fraților, acolo pe cruce Domnul Iisus a gustat suferințele morții a doua. De ce spun moartea a doua? Moartea a doua înseamnă despărțire totală de Dumnezeu. Iazul de foc înseamnă moartea a doua. Să dea Dumnezeu nimeni să nu ajungă în iazul de foc, moartea a doua, unde este o despărțire totală, acolo nu va mai fi milă, acolo nu va mai fi îndurare, acolo nu va mai fi urechea lui Dumnezeu să audă, nu va mai fi ochii lui Dumnezeu să vadă, nu va mai primi căințe, nu va mai primi lacrimi, nu mai primește Dumnezeu nimic. Asta le-a îndurat Domnul Iisus. A stat părăsit de Tatăl o perioadă, pentru că El s-a făcut păcat. În momentul când a stat părăsit de Tatăl, atunci s-au apropiat de El trecătorii și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce! Să știți că Domnul Iisus putea să coboare de pe cruce. Avea putere încă. Avea putere să coboare de pe cruce. Dacă El cobora de pe cruce, noi rămâneam fără mântuire. Dar El a stat pe cruce pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie mulțumită, împlinită și satisfăcută. Pentru ca să se încheie procesul, actul răscumpărării, care toți sfinții din vechime, absolut toți sfinții din vechime, așteptau răscumpărare, așteptau un răscumpărător. Lăudați să fie numele în vecii vecilor. Însăși vă citesc în cartea Iov, capitolul 19, versetul 25, e vorba de Iov, unde el spune, avea o speranță, trăia cu o speranță, dar știu că răscumpărătorul meu, versetul 25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Aceasta vorbește Iov, nădejdea că va veni un răscumpărător. Din Sfânta Triime, cel care are prerogativul de răscumpărător nu-i nici Tatăl, nu-i nici Duhul Sfânt, e numai Domnul nostru Iisus Hristos, numele Lui să fie slăvit în veci. Toți sfinții mureau în nădejde că va veni adevăratul răscumpărător care se răscumpere. Vreau acum la final să vă spun o întâmplare care pe mine, mie mi-a plăcut foarte mult și m-a emoționat foarte tare. În anul 1972, când trupele americane au invadat Vietnamul,
Lupta în Vietnam a ținut câțiva ani de zile, aproximativ 10 ani de zile, și un pluton al armatei americane bătea în retragere fiindcă era înconjurat de soldați vietnameși. Și ei tot bătea în retragere să se ascundă. Când ei se retrăgeau, unul din pluton a fost rănit foarte grav și a strigat în durere să fie salvat. N-a ieșit nimeni din tranșeu, nimeni n-avea curajul, pentru că era bătaia gloanțelor. Din tranșeu însă s-a dus comandantul plutonului, care era un locotenent tânăr, era necăsătorit. Prin bătaia gloanțelor s-a dus până la cel rănit, l-a luat în brațe și s-a întors încet, 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 și când s-a ajungă în tranșeu, un glonț a trecut prin spate, a trecut prin inima și el a căzut mort. Războiul s-a terminat, trupele s-au retras, părinții, mama și tata acelui locotenent, care era dintr-un neam foarte bogat, a făcut o mare festivitate, a invitat foarte mulți, până și de la Pentagon, generalul de brigadă de la Pentagon și din la Casa Albă de la Parlament, iar invitatul de onoare era cel pentru care dăduse viața fiul lor. A vrut să-l cunoască părinții pentru cine a murit fiul lor. S-a anunțat lucrul acesta, spunea întâmplarea, a anunțat până și CNN-ul și alte ziare de tiraj mare în Statele Unite ale Americii, și era stabilită ziua, era stabilită ora, spre surprinderea tuturora, cel care era invitatul de onoare nu venea. Și a trecut o oră, a trecut două ore, spre finalul festivității apare acesta, era sub influența alcoolică, era beat, când a intrat înăuntru în sala mare, sala principală, a început să vorbească murdar, a pus mâna pe câteva mese și le-a răsturnat, imediat niște oameni de ordine s-au dus, l-au scos forțat afară, toți au rămas uimiți, toți au rămas blocați, dar cel mai tare, mama acelui locotenent, care s-a ridicat în picioare, în fața mulțimii, fără cuvinte, a strigat cât a putut de tare: pentru acesta a murit fiul meu! S-a făcut o liniște în toată sala. Fraților, știți ce vreau să spun cu aceasta? Oare tatăl a strigat vreodată pentru cineva de aici? Pentru acesta a murit fiul meu? Oare l-am dezamăgit vreodată? Eu sunt sigur că nu l-am dezamăgit, sunt sigur de lucrul ăsta. Sunt sigur că sacrificiul acesta suprem, enorm, care el l-a făcut, eu sunt conștient de faptul că niciodată, cât vom trăi pe pământul acesta, cât vom fi în viață pe pământul acesta, eu sunt convins și vă spun, fraților, niciodată nu vom putea să acoperim cu mulțumire. Oricât de dăruiți, oricât de sârguincioși am fi, eu am spus Domnului de multe ori, și voi spune: Doamne, sunt conștient de faptul că pentru jertfa și sacrificiul suprem nu voi acoperi cu mulțumire aici, pentru câteva cuvinte de mulțumire, să acoperi cu mulțumire sacrificiul tău, niciodată, doar în veșnicie, doar în veșnicie. Dacă nu vă este greu, aș vrea să facem o jertfă de mulțumire, să aducem o jertfă de mulțumire Domnului, ridicați în picioare. Vreau să mulțumim Domnului numai pentru faptul că a plătit prețul pentru noi. Știți că pe Terra sunt aproximativ 8 miliarde locuitori, 8 miliarde, aproape 8 miliarde. Știți că din 8 miliarde,
Biserica este un număr extrem de mic, sub 0,0, nu știu câte mai merge, este biserica, știți lucrul acesta? Știți cât de mic este numărul? Biserică vorbesc, fraților, nu denominațiuni. Biserică înseamnă cel care e activ, cel care este în legătură cu Domnul, cel care îl are cu adevărat pe Domnul, cel care activează, simte pe Domnul, nu cel care nu-l mai simte pe Domnul. Poate de multe ori n-am mai simțit pe Domnul în viață. Poate ai venit de multe ori aici în casă de rugăciune, n-ai mai simțit nimic. E cea mai gravă stare să nu mai simți nici la rugăciune, nici la cântare, nici la vestirea cuvântului, să-ți faci prezența numai așa moartă, e grav de tot. Nu cumva ești tăiat din numărul acela? Să dea Domnul să nu fie nimeni. Vreau să facem o rugăciune. Să-i mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Să-L lăudăm și să-L glorificăm. Că El a murit pentru noi. El și-a dat viața pentru noi, El mijlocește pentru noi. Cu toții să facem și Domnul să fie lăudat în veci. Amin. Crucea de la Golgota, Doamne, din sânge închezi cu viața mea. Sunt obosirea meu păcat, sufletul neîndurerat, ajută-mă. Sfințește, Doamne!
mulțumesc că m-ai răscumpărat. Primite, Doamne, a din cer, de mângâiere să nu pierd, primește viața mea în dar, la cruce, la să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Seara aceasta a comemorării morții Domnului Iisus Hristos aș vrea să o închei cu textul din Isaia 53, de la versetul 10, care spune: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Noi suntem lucrarea mâinilor Lui, slăvit să fie Domnul. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi va da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Pentru noi s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Cu mângâierea și cu nădejdea aceasta să ne despărțim în seara aceasta, așteptând sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos cu nădejdea că pentru noi s-a rugat Domnul Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat și slăvit în vecii vecilor. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Slujba din seara aceasta se încheie aici. Vă binecuvântăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos. Cu harul și cu pacea Domnului, adunarea este liberă.